agricultura României are nevoie de două proiecte mari. Unu, tot ceea ce înseamnă strategia de gestionare a apei. Și aici pot să le enumăr. Sistem de irigații. Nu numai cel vechi, ci și sunt zone unde nu există sistem de irigații, dar care acum necesită irigații și acolo trebuie să venim cu soluții inovative, pentru că noi în multe județe împingem apa din Dunăre în 7 trepte. Curentul îl plătește ANIF-ul, statul, adică bugetul național, adică toți românii. Apa ar ajunge atât de scumpă la fermier dacă ar fi nevoie să plătească, cât acesta ar renunța la cultură în 7 trepte. Nu apa în sine, ci curentul cu care este împinsă apa. De aceea noi trebuie să venim în acolo unde se poate cu alte tipuri de irigații. Din 2020 sunt sisteme de irigații făcute în 65, în 70, care atunci erau foarte bune. Repet, nu s-a făcut nimic. Trebuie reparat acest. Apoi sistem de destecare drenaj. Sunt 2,8 milioane de hectare care au avut de-a lungul timpului sisteme de destecare drenaj. În Banat, aproape 1,5 milioane de hectare au fost făcute pe vremea Imperiului, în 1780. Au fost primele sisteme de desecare drenaj, pentru că era o zonă mlăștinoasă și în perioadele de secetă aceste sisteme de desecare drenaj, dacă sunt făcute inteligent, pot să fie folosite și pentru irigații. Apoi, nu s-au mai făcut lucrări de combatere a eroziunii solului și ați văzut, la orice ploaie, la orice furtună, se întâmplă nenorociri. Localități afectate, infrastructură rutieră afectată, tocmai pentru că nu s-au investit bani în aceste lucrări de combaterea eroziunii solului. Apoi sistemul antigrindină și sistemul de creștere a precipitațiilor. Deci toate aceste lucrări de infrastructură majore le-am cuprins în această strategie de gestionare a apei.